dragi telespectatori, după cum v-am promis, continuăm deplasarea noastră prin Țara Lăpușului, împreună cu domnul profesor Pamfil Bilțiu, etnolog. Domnul profesor, ne aflăm într-o altă locație, la un alt personaj deosebit din această zonă. Vă rog să faceți dumneavoastră prezentarea și să ne spuneți de ce am ajuns aici. Suntem în satul Costeni, unul dintre satele care alcătuiesc axa arhaică a zonei Lăpuș, respectiv Ungureni, unde am fost acum, Cupșeni, care a rămas în dreapta noastră, și satul Costeni, unde suntem astăzi. Tradițiile în aceste sate s-au păstrat și un exemplu concludent este acest mare rapsod, pe care eu îl prețuiesc foarte mult și îl apreciez foarte mult, care este Vasile Hereș, poliinstrumentist la instrumente arhaice și constructor de instrumente arhaice. Este printre puținii care încă mai păstrează tilinca, care este instrumentul primordial al românilor, cel mai vechi instrument. Apoi cântă la fluiere, mai mari sau mai mici, unele făcute de dânsul, și la fluierul jemănar sau fluierul dublu, care, cum vedeți, are două vrane, două dopuri și 6 deschizături, ca și la fluierul obișnuit. Aici este o tilincă, are două feluri de tilinci, este tilinca fără dop, tilinca de lemn, și tilinca cu găuri, tot fără dop, care de metal, care funcționează tot cam pe principiul fluierului. Fluierele care va cânta sunt fluiere clasice și o să ne încânte cu melodiile foarte vechi pe care le deține, are un repertoriu autentic, strict autentic, și cântece foarte interesante, foarte frumos și foarte vechi. Să dăm cuvântul absolut. Domnul Văsălie, când am cunoscut noi, așa a spus, că dumneavoastră sunteți domnul Văsălie. Eu, nu domnul Văsălie, Bade Văsălie. Bade Văsălie, scuze. Bade Văsălie. Bade Văsălie. Domnul este acolo la templu. Domnul la templu, să-i lăsăm acolo. Bade Văsălie. Zice. Când a spus mâna prima dată pe un fluier? Domnule, eu m-am apucat să suflu prima dată un fluier cam la vreo 7-8 ani. Pentru că se simțea nevoia, eu m-am născut după război în anii 50. Și atâta eram de însetat de a auzi un sunet frumos. Ascultam cucu, ascultam tot felul de păsări, dar nu auzeam muzică, pentru că nu era curent, nu era radio, nu era televiziune, nu era nimic. Câmpul era singura sursă ce mai auzeai acolo un sunet. Și mi-era foarte dor de... Simțeam eu nevoie că să cânt și atunci am început să aud și eu pe alții și să mă străduiesc să văd. Că am fost sigur că eu nu voi ceda. Și nu voi ceda până nu voi ști să cânt. Alte s-au mulțumit și au rămas. Eram grup de copii atunci, până anii aia după război. Hai mă să învățăm să cântăm cu fluierul, unul de la alții sau de la alții, bătrâni sau de la alții. N-am rămas numai eu singur. Eu l-am mai păstrat și l-am mai păstrat și l-am mai păstrat. Și în decursul timpului, vremii, mi-am adus aminte cum erau cântate melodiile atunci și mi-a zis, uite omule bun, gata, aici eu trebuie să mă opresc și să le pun de dreapta mea. Dar domnul profesor spunea un pic mai înainte că dumneavoastră și produceți asemenea instrumente, le construiți dumneavoastră. Cum v-a venit ideea și de ce v-ați apucat să le și faceți, când puteați probabil să le luați de undeva gata făcute? Întâmplarea a fost în felul următor. În anii 1994 am fost chemat la Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Sibiu, la dr. Corneliu Bucur mi-a semnat invitația și după manifestare de 3 zile care am susținut-o acolo, unul din invitații care e acolo mă zice, tu ar trebui să și faci, zice, tare frumos cânți și nu ți să stă, zice, ca să vii aici să spui, domnule, am fluiere și construiesc fluiere, dar nu știu să cânt. Asta nu mai e, nu e ceva iertător. Cine vine și intră pe poarta muzeului și e o instituție de prestigiu a țăranului român, trebuie să știe să și cânte. Să și facă fluiere. Sigur că da, sigur că da. Și să cânte și să le construiască.
Și atunci am încercat și eu. Și eu reușit, altele mai bune, dar le-am împărțit la prieteni. Pentru că eu n-am simțit o nevoie ca să mă îmbogățesc. Doamne, eu să-l dau cu drag să-l păstrez la mine cu cinste. Să aduce aminte, pentru că asemenea instrumente, uite că nu le găsești în toată ziua. Domnul profesor, vă rog eu pe dumneavoastră, cunoașteți opera domnului Badea Văsălie, da. Să revin acum la noțiunile respective și să conduceți în continuare dialogul nostru cu ceea ce trebuie să ne prezinte dumneavoastră. Păi eu zic să începem cu tilinca, că tilinca este instrumentul primordial și anume cu cea mai arhaică tilinca fără dop. Tilinca cu dop. Cu dop. Aici, așa. Care funcționează pe principiul fluierului. Tilinca de metal fără dop. Să trecem la fluierele clasice, și anume la acest fluier, care știu eu că sună frumos, și să ne spuneți... Asta ce-a fost o doină, cum îi zice la doină? O hoare al Ana Buda din Ungureni. Din Ungureni, da. Da. Să ne spuneți ce ziceți. Acum veți zice o doină de ciobănească, nu? Da. Schimbăm și fluierul. Schimbăm și fluierul, da. Thank you.
un pic să vă spun ceva. Poate vi se pare ceva mirat că se aude acolo în teritoriul ăla, ceva din gât. Da. Ăla este un specific aici satului. E un model, de-a zice, de-a cânta ciobănește. Pentru ca să acoperi greșelile. În caz că mai scapă din denietate ceva, aici îi dai din chept un U. Un întăritor din gât, atunci se acoperă toate. Ca cel care iese și nu se pricepe să nu știe despre ce. Normal, așa ar trebui să fie cântat. Așa, se cântă curat. Asta e. Da. Dar aici să folosesc metoda asta. Eu m-am obișnuit așa și nu mă pot dezvăța. Da, e frumos, e foarte plăcut. Deci nu se aude ceva care... Jocul în sus. Vreau să-mi întreb ceva. Da. De ce a schimbat fluierul când ați cântat melodia asta? Domnule, am schimbat fluierul pentru că asta e un fluier specific satului meu. După asta a fost tonalitatea fluierilor cam ca asta. Nu se cânta cu fluierii mici. Fluierile mici se folosesc, eu, după cum am văzut în lume și cât am umblat, se folosesc în partea Gorjului, Oltenii ăștia le folosesc ale mici. Aici fluierul e la 40 în sus. E cu cât e mai mare, cu atât e mai specific păsora. Da. Fluierul jămânar. Da. Deci este un fluier cu două tuburi, cu două vrane și cu șase deschizături. Și mi se pare că o vrană de asta răspunde bas, adică acompaniază. E făcut dintr-o bucată? Dintr-o bucată de lemn, sigur. Da. Și astea sunt două găuri paralele care pornesc de aici. Asta a fost o întâmplare, pentru că nu totdeauna reușesc. Aici, dacă se fisurează una și intră în cealaltă, atunci nu mai... pierd amândouă tonalitatea. Au ieșit paralele și atunci am zis, opă, că aici se întâmplă ceva. De aici îmi iese și mie, mi-am adus aminte de unul din Pântele Orman, un Costache. Dom'le, ăla le facea elegante și tot dintr-un lemn de frasă, lemn foarte tare. Dar nu cântă frasă, nu ca și prunul. Domnule profesor, ca prunul nu cântă nimic. Mai ales la fluieri. Este un lemn foarte bun, căutat. Și un lemn tare. Și pruna este foarte bună și probabil că de-aia când e zama, mai bună, zama, e zama, nu? De la Secerat, domn profesor, da, dacă doriți. Da, sigur, neapărat. De băut din Maramureș. De băut, da, da. Făcut de lemn de prun de meșter,
corespunde modelul ăsta, pentru că asta, cum am spus, vine din părțile Gorjului, are o vechime de peste 40 de ani din anii 70 și l-am făcut după măsurile lui și sunetul se apropie. Nu e chiar exact, dar totuși, țineți-l un pic. Ia să suflăm amândoi să vedem dacă... Fără găuri, fără găuri. E același. Ce să vă mai cânt, domnule? Întreabă-mă. O doi, nu, o joc. Joc în sus. Un joc în sus. Arăduită ăsta vine din chioar, nu? Mm. Arăduită. Fă una la tilinga. Thank you.
Domnul profesor, putem să ascultăm aceeași melodie cântată la diverse instrumente, să vedem cum iese pe fiecare instrument? Putem. Să aleagă dumneavoastră o melodie care îmi place. Da, care vrea el, o doină. O doină, și apoi zice-o la ăsta, la ăsta, la fluierul clasic și la tilingă. Da. Începem cu doina asta, să vedem dacă mi-a să stați un pic, da. fără probe, să vedem. Adică cu probe. Dacă nu cânti, nu am inspirație, mi se pierde inspirația, trebuie toată ziua să stau cu ele, îmi plisc. Mai lung, e acordat în altfel de sunet. Da. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumim că ne-ați primit și sperăm să venim și când o fi iarba mai mare și cald afară, să putem filma și în peisajul acesta deosebit pe care îl aveți în jurul dumneavoastră. Vă văd că aici totul este de o liniște perfectă. Aici e raiul. Aici este raiul, spuneți dumneavoastră. Deci este o liniște perfectă, un aer foarte curat, nu există poluare și cine dorește poate să vă facă vizite și să și stea pe aici pe la dumneavoastră. Cu mare plăcere. Mulțumim încă o dată.